Începând din acest moment, suntem live și pe pagina de Facebook Radio Europa FM, pentru că în studio este Dan Vardie, președintele juriului AutoBest. Bine ai venit, Dan! Bine te-am găsit, Radu! Începe Autofan și Dan ne-a promis astăzi că ne va spune câteva lucruri foarte interesante despre cum s-a mișcat industria auto din România, așa, la început de an 2022. Radu, dragii europeni FM, când lipsea Radu și am vorbit cu colegul Mihai, puneam un pic despre ce s-a întâmplat la începutul acestui an la nivel mondial. Nivelul ăsta mondial, bineînțeles că a fost la Las Vegas și uh, au fost lucruri interesante. Vom mai reveni punctual la alte lucruri interesante, că slavă domnului, industria asta nu ne plictisește, dar am gândit să vorbim și puțin de România, ce s-a întâmplat. Vreau să vă spun, uh, oameni buni, că România e o țară cu o industrie sănătoasă și Doamne ajută că este cea mai importantă industrie din această țară. Mă uitam la niște cifre, anul trecut Dacia a fabricat peste 257.000 de unități. Ceea ce nu e foarte mult, dar nu este nici pe departe prea puțin, e o cifră redutabilă, mai ales în condițiile astea de criză de semiconductori și alte componente, care, by the way, să ne fie clar, nu s-a oprit, nu s-a sfârșit. Dar sunt șanse să se sfârșească anul acesta? sau? sunt șanse să se sfârșească anul ăsta, dacă ne ajută China și alții alți producători de materii prime, am auzit deja o părere zilele trecute exprimată de un alt uh, executiv că ne putem aștepta să mai ține și doi ani. Deci a devenit așa Radu un fel de fata Morgana povestea asta cu semiconductorii, care nu mai e numai semiconductori. Și ăsta e un subiect care poate să-l abordăm, că mulți oameni nu sunt, nu înțeleg ce se întâmplă. Și au dreptate să nu înțeleagă, dar poate îi ajutăm un pic cât ne pricepem noi să-i facem să înțeleagă. Însă Ford mi se pare că are o, o evoluție spectaculoasă. Anul trecut sau au produs peste 163.000 de, unități. E o cifră fără precedent în istoria lui Ford în România, ceea ce spune foarte clar că modelul Puma fabricat la Craiova este o realizare excepțională. Se vinde din ce în ce mai bine în Europa. Știi că noi am fost ușor sceptici la început, era o mașină foarte scumpă, dar iată că ușor, ușor, anul trecut Ford Puma, nu uitat că la un moment dat a fost și în primele 10. Acum, dintre cei doi, deocamdată Ford pentru început de an nu are noutăți mari. În schimb, Dacia, ca de obicei, ne impresionează cu lucruri. Mă grăbesc să vorbesc aici despre seria limitată Duster Extrem, care deja este pusă la vânzare. O mașină interesantă, cu, cu jante, cu culori deosebite, cu tapiserie, deci o treabă făcută în stilul Dacia, la niște prețuri absolut populare. Deci diferența nu e, nu e foarte mare față de Dacia Duster normală. E un tunat așa puțin exact. oficial de ce exact. de la Dacia. Și e stilul lor să pună așa un pic de sare și piper. E mult mai agresivă, să... am văzut fotografii foarte cu ea. Foarte frumoasă, da? Iar vestea, bineînțeles, cea mai importantă veste pe care Dacia o dă este primul test internațional al lui Dacia Jogger. Mă trebuie să spun, oameni buni, să fim mândri, Jogger este produs la uh, noi în România, deci este made in Romania și Jogger, alături de Duster și de uh, Sandero Stepway. Jogger uh, este, Radu, uh, trebuie să-l înțelegem că e o, e o nouă formă, ca să zic așa, este o fuziune între un break între un monovolum și respectiv o alură ușor suviș, cum spun americani, ușor de sub. Că nu se mai poate fără. Căci fără sub nu se mai poate. Așa este. Ei bine, acest jogger și numele este foarte bine găsit. Colegii mei de la Autopro au fost la testele din Franța, au testat și au descoperit lucruri care mi se par demne de remarcat. În primul rând că are șapte locuri, asta știam, dar este real. Deci nu, nu prea are concurență în zona asta din punct de vedere al numărului de locuri și imediat o să vorbim și de prețuri. Pe de altă parte a dispărut dizelul, ceea ce știam acum este confirmat. Deci oficial, nu este se oficial, mai produce. Nu se mai produce, okay diesel la uh, jogger. În schimb, bineînțeles, continuă această uh, discuție, nu vreau să intrăm acum de ce e nevoie de gaz. Uh, iată, cu gazul se continuă, există argumente pro. Și după cum vom vedea în curând în Europa în următorii ani și multe contra. Dar deocamdată este o soluție foarte bună. Vestea importantă este că uh, vor exista motorizări hibride și asta e o veste bună, nu numai că e Dacia uh, primul model hibrid, dar e o veste bună pentru că în sfârșit vine în producție în România hibridizarea, să nu uităm că la for producția de mașină electrică, care e o mică utilitară, vine până în 2024, dar vine și acolo total electrică. Deci nu suntem ca și producție rămași foarte tare în urlă, chiar dacă Dacia va rămâne în urmă din punct de vedere al electrificării, din niște raționamente care țin de esența brandului, nu pentru că producătorii uh, producători nu știe să facă așa ceva. Da, dar aveam motorizări hibide pe una dintre exact. cele mai ieftine mașini. Ce știm este că acum nu există o decizie să se realizeze un plugin. Și evident că uh, nici vorbă de mașină electrică. Uh, mașina are greutatea, ca de obicei, este foarte ușoară. Asta e altă caracteristică a lui Dacia. Pleacă de la 1,2 tone. Pentru că e important să fie ușoară, consumurile sunt mai mici. Nu are o dinamică, numai cutia manuală, nu are 4x4, nu are o dinamică de mașină de curs. Adică nu vrea să fie nici Ferrari, nici Audi, nici BMW, nici nimic. Vreau să fiu Dacia. Care trebuie să fie să țină cu casa Să fie uh, la bani puțin exploatabil Sunt curios unde va avea succesul cel mai mare Dan în, în țară sau în, în un, Germania, în Germania. Burcat, da. <laughs> Și un ultimul detaliu Cât suntem live la noi pe radio uh, Să spunem că pleacă de pe la vreo 13.990 de euro Cu tot cu TVA Și urcă până la, la 18.000 Deci este un... această. Uh, bine pusă între cele două, între uh, Sandero Sandero Stepui și Duster. Vine exact acolo, în uh, mijloc. Uh... Contează foarte mult, așa cum spuneai și tu ca cei doi producători care au zine în România, celor doi producători să le meargă bine, pentru că automat se transferă treaba asta și în economia noastră. Îți mulțumesc, Dan. Noi o să rămânem în continuare pe pagina de Facebook Radio Europa FM. Poate ne explici pe îndelete acolo ce se întâmplă totuși cu semiconductorii ăștia, pentru că aveam un ascultător de mai devreme care a câștigat un premiu motivului de bucurie, fiind acela că i-a și, în sfârșit, după vreo șase sau șapte luni de așteptare, își pierduse orice speranță. Mulțumesc, Dan Vardie, ne reîntâlnim miercurea viitoare în direct la, la fel. Bun, suntem în continuare pe Facebook și salutăm pe cei care ne privesc în aceste momente. Cum e Dan cu semiconductorii aceștia? Cum ar putea să ne ajute China și cum ar putea să ne ajutăm noi, aici, prin Europa sau prin Statele Unite? Uh, toate uh, întrebările, vorba lui Tavares, sunt foarte corecte. El are un obicei să spună fiecărui zeierist că fiecare întrebare este foarte corectă și foarte bună. Întâmplător așa și este, dar să vede că ești de meserie, ca să zic așa. Uh, și cine e de meserie înțelege. Corect. 1. Să o luăm uh, Există o criză de semiconductor care a fost reală. Bun. Ea a fost provocată, noi am mai explicat aici de-a lungul timpului, de uh, criza de pandemie, care pandemia a adus foarte multe electronice în casa oamenilor. Pentru că, din păcate, în casă, în afară de electronice, nu prea ai la ce să te uiți, nu prea ai la ce să faci. Computere, televizoare, console, console orice. Da. Și fiind o explozie de cerere în acest sens, că, repet, ne-am mutat birourile acasă în pandemie, sigur că industria n-a bănuit ce o să urmeze, că nu știa nimeni. Și ca atare, întotdeauna industria de electronice e mult mai bine plasată în zona de semiconductor decât industria auto, care, vorba vine, Strategic n-a avut niciodată interese în chestia asta. N-a avut de ce? Povestea cu semiconductorii în industria auto a apărut în ultimii 50 ani, că până atunci nu cred că era, n-aveai nevoie de așa ceva. Odată cu tehnologia de la exact. bordul mașinilor, Odată cu digitalizarea cu mașinilor. Digitalizarea. După tot felul de componente. Și din păcate, iarăși, așa s-a întâmplat, nu e nimeni de vină. Industria asta auto, nefiind pregătită pentru genul ăsta de lucruri, ea s-a digitalizat pe componente și a ajuns să ai câte un semiconductor din asta la orice componentă sub ansamblu, ca așa trebuie să fie. Și atunci, fiind o diversitate de semiconductori și presiunea ducându-se într-o altă zonă, sigur că un producător de semiconductori zice, bă frate, eu îi dau la care mă interesează pe mine mai mult, care îmi plătește, care e clientul meu vechi, care e cu Toată lumea poate să aibă rațiuni. Și ăștia s-au trezit în industria asta că poate să facă, să zicem, din 50 de semiconductori, are vreo 30, dar 20 nu-i care, din aia 20, 5 vin atunci, deci o nebunie. Și s-a ajuns la niște situații în care omul produce o mașină incomplet, o pune în parc cu rece, după care o ia să-i pună alt semiconductor, iar o pune în parc rece, o ai ureală. Asta nu mai e industrie. Deci asta e partea, partea, reală. Sigur că între timp au apărut toți producătorii ăștia mari de semiconductori. Cel mai spectaculos am văzut recent știrea intel -ul faci o investiție în stat de chipuri, de 100 de miliarde de dolari. Eu nu cred că e adevărat, dar eu citesc presa americană, eu nu cred că poți să faci o investiție de 100 de miliarde. Trebuie să fie un oraș întreg, mă frate. Da, așa spune presa americană. Deci, se va rezolva. E, acum, Partea mai neplăcută apropo de semicondor, este că odată instalată criza cronică, că ea trebuia să dispară. Ea la jumătatea anului trecut trebuia să dispară și dacă ții minte ce vorbeam noi aici, trebuia să apară A. aia de oțel. oțel. Aia de oțel n-a apărut bine mersi. Deci e ca și cum nu ne interesează de oțel. Adică dintr-o dată nu mai ne interesează de oțel. De unde era iminentă, nu mai e iminentă. Bă, dar ce analiză faceți voi ăștia în industria auto? Ne pot întreba oamenii. Nu suntem noi doi să precizăm. Noi le facem palea care, după cum vezi, le facem obiectiv. Alții le fac cum trebuie să le facă ghilimele de rigoare, dintr-o dată asta cu semicondor s-a generalizat și, bă, să vezi ce ghinion au început să crească prețurile. Așa ca din criză. Deci creșterea de prețuri va continua în fiecare an de acum încolo și, mă rog, las pe toată lumea să înțeleagă cine are de beneficiat din creșterea de prețuri. Care poate vine din și o criză de semiconductori. Între timp, în afară de semiconductor, au început criză de materii prime. Dom'le, dintr-o dată litiu nu mai avem suficient, că vin multe baterii și nu numai că avem suficient, îi crește prețul văzând cu ochii. Cobalt, nenorocire, nene, numai în Congo, au câți bani, orice, orice. Cauciuc, a, păi, da, pădurile planetei, deci s-au găsit destui oameni care au zis așa, băi, e momentul să profităm toți, toți pe industria lui. Și s-a crea, creat, cum am mai spus-o noi aici la radio, o, din criză în criză până la victoria finală care înseamnă un preț foarte mare. Plătit de, plătit de clientul final. Păi de cine să fie plătit, nu? Că doar nu o să plătească producătorul? Și atenție! Cu mai puțin efort, pentru că produce mai puțin. Importatorul vinde mai puțin. E mai mic efortul, cu marjă mai mare. Deci e o, o situație care are o bază repet, reală, dar care în niciun caz nu e până la 100% reală, din păcate. E foarte greu de făcut un echilibru între ce e real, cât la 100% e real și cât la 100% e nereal, apropo cât e forțat această criză ca să facă mai mulți bani. Acum, cum ne putem ajuta? Ne putem ajuta cu o relație mai bună cu chinezii, pentru că acolo, după cum bine știi, este tot environmentul ăsta industrial pentru tot ce înseamnă baterii și mașini electrice. Dacă nu-ți dau chinezii, e greu să-ți faci și deocamdată chinezii își dau lor întâi și după aia dau un rest. De aici și o criză de... Adică dacă n-ai baterii, degeaba faci tu mașini electrice. Corect. Pe urmă cineva spunea, păi nimic că fac ăștia atâtea, uite, toată lumea a anunțat că face și Volkswagen baterii, face și la fabrici de baterii, face și Tesla, face toată lumea. Da, e adevărat. Dar din nou vin și spun, băi, e foarte bine că fac fabrici și care și alea costă miliarde, Radu. Să ne lămurim, nu e vreo... Adică în ziua de azi, o investiție, dacă nu are un miliard, nu e investiție. Asta e industria auto. Dar dincolo de treaba asta, vine următoarea chestiune. Mă dacă nu-ți dau celule, tu ce fel de baterii faci? Da, alea acum care le vând ăștia până în supermarket, de unde iei tu celulele? Iar celulele Radu, aia este esența poveștii. Acolo e toată problema. Cine știe să facă celule, ăla câștigă partida. Deocamdată sunt numai chinezi. Deci doi tot ai japonezi, Da. Doi, doi japonezi și doi coreeni. Vrei ah, okay. bine? Nu vrei iarăși bine. Nu sună prea roz anul ăsta cel puțin. Iar dacă vreau o estimare de analiză de piață serios, primele baterii fabricate made in Europe, made in Europe, cu tehnologie, celule, tot made in Europe, nu ne închidem ochii așa și zicem că e din Europa, nu cred că apar mai devreme de 2024 și aici l-aș lua avocat chiar pe Carlos Tavares, președintele lui Stellantis, care într-o discuție a avut un interviu mai vechi al meu cu el, mi-a și spus că și el crede în același lucru, nu putem să surmontăm anii care, din păcate, i-am pierdut. O să ne mai întâlnim și o să mai povestim pe subiectul ăsta. Dan Vardie, președintele Autobest, Autofan la final și pe Facebook. Mulțumesc foarte mult, seară frumoasă, vă doresc. La revedere!